am primit în aceste zile semnale de la Bruxelles că chiar și lucrurile pe care le-am obținut noi, de exemplu creșterea cotelor de export pentru câteva categorii de mărfuri moldovenești în Uniunea Europeană și noi în vară am obținut decizia Uniunii Europene, de decizia preliminară de creștere a acestor cote de export, pentru că vrem să ajutăm exportatorii, producătorii din Republica Moldova. În aceste zile am primit semnale de la Bruxelles că oamenii de acolo și-au schimbat opinia după căderea guvernului nostru și nu vor să mai crească aceste cote de export. Deci eu am făcut o scrisoare urgentă către președinta Comisiei Europene prin care am rugat-o să mențină decizia pozitivă, chiar dacă guvernul de la Chișinău este așa cum este, aceste cote de export vin să ajute cetățenii Republicii Moldova. Dar ce s-a promis guvernului? Pe mine asta mă interesează. Ce s-a promis guvernului Maia Sandu? Va continua să vină asta guvernului? Asta depinde de acțiunele pe care le va întreprinde acest guvern. Deci sunt condiții concrete pe care trebuie să le îndeplinească și reforma justiției este cea mai importantă. Acum toată lumea înțelege ce se întâmplă aici cu reforma justiției. Nagacevski nu are cum să îi convingă pe oamenii de acolo că el are și capacitate și sprijin politic pentru o reformă adevărată. Dincolo de asta sunt condiții care țin, de exemplu, pe sectorul de gaze să separe distribuția de celelalte aspecte sau celelalte părți ale Moldova Gaz și aici știm că Rusia este împotrivă și guvernul lui Dodon nu va avea îndrăzneala să îndeplinească această condiție. Deci sunt multe condiții care trebuie îndeplinite. Și după aia comportamentul politic. Deci e clar că pe dimensiunea democrație, pe libertate de exprimare, acest guvern deja are foarte multe minusuri și aceste lucruri contează. Deci dacă la Bruxelles se discută deja să oprească lucruri pe care noi le-am obținut pe creșterea cotelor de export și care nu au treabă neapărat cu guvernul, imaginați-vă cât de dură va fi evaluarea în raport cu resursele care trebuie să ajungă în bugetul de stat.